Județul Vrancea, un colț al României cu o poveste tristă sub stăpânirea baronilor locali ai partidelor PSD și PNL. În mijlocul acestui peisaj întunecat, cetățenii luptă pentru supraviețuire, în timp ce baronii se bucură de lux în palate impunătoare. Infrastructura vitală pentru progres este lăsată în paragină. Drumurile sunt pline de gropi, fără trotuare și insuficient întreținute. Investițiile necesare pentru apă și canalizare întârzie, lăsând comunități întregi fără acces la servicii de bază. Județul a primit mereu bani pentru proiecte, dar aceștia s-au scurs prin lucrări făcute de mântuială, iar profiturile imense au mers în buzunarele celor care au condus și conduc în continuare Vrancea. Baronii locali și-au creat propriile lor fiefuri, ignorând cu desăvârșire nevoile oamenilor. Au falimentat fabricile și au făcut din Vrancea unul dintre județele cu cei mai mulți români plecați în străinătate. Este timpul pentru o schimbare reală. Județul Vrancea are nevoie de lideri care să-i slujească pe cetățeni. Este nevoie de o administrație locală responsabilă și transparentă care să revitalizeze infrastructura și să pună în valoare bogăția județului. Vrancea are potențialul de a se ridica din această stare de abandon și de a oferi oportunități autentice de dezvoltare și prosperitate pentru locuitorii săi. Dar acest lucru nu va fi posibil până când baronii locali nu vor fi înlăturați și înlocuiți cu lideri dedicați progresului și binele comunității. Este timpul pentru o schimbare autentică și pentru o Vrancea în care cetățenii să fie prioritari, nu interesele politice ale unei elite corupte. Vrem un viitor normal pentru copiii și părinții noștri. Vrem dreptate pentru Vrancea, dreptate pentru România.